să visezi și visele tale să se împlinească neîncetat. Să gândești și ceea ce ai gândit să devină imediat realitate. Să-ți dorești și apoi să ai mai mult decât ți-ai dorit vreodată. În 9 ani de succes continuu, sute de mii de distribuitori au construit afacerea viitorului. Și pentru că nu în fiecare zi ți se oferă șansa să devii partener cu un lider mondial, eu cred că merită să reflectați la informația pe care o veți primi astăzi, să nu dormiți bine după ce o veți înțelege cu adevărat și să luați decizia cea mai înțeleaptă ce vă privește pentru a hotărâ viitorul pe care doriți să-l aveți. În ce constă această activitate? În câteva cuvinte am să vă spun, pentru că nu vom avea astăzi timp să intrăm în detaliile planului de marketing. Așa cum am spus mai devreme, dezvoltăm rețele. Fiecare în parte dintre dumneavoastră faceți parte din rețele. Așa este? Din ce rețele faceți parte? Perfect. Telefonie, cablu, da? Aveți Orange, aveți Vodafone, anumite benzinării, da? Anumite farmacii, aveți cardul, în modul anumite magazine, cam legitimație și... Da, deci facem parte din anumite rețele. Noi putem să ne dezvoltăm propria noastră rețea a oamenilor care vor să simtă bine, care vor să câștige mai mulți bani și care să nu fie dependenți de criza economică. E important? Să facem de simplu. Pentru a găsi acești oameni, în primul rând, tu trebuie să fii convins de ceea ce promovezi. Sunt trei lucruri foarte importante pe care trebuie să le facem. Trebuie să consumăm produsele pe care vreau să le promovez. Nu pot să cred în ceva ce nu am consumat. Nu? În primul rând, trebuie să le văd pe propria piele care sunt defectele. Pentru a fi credibil, trebuie să cred ceea ce spun. Prima condiție. Și acest lucru vi-l recomand din tot sufletul, chiar dacă nu doriți să vă implicați în activitate, chiar dacă nu aveți nevoie de venituri suplimentare, pentru a vă proteja, pentru a vă conserva sănătatea, pentru a preveni o anumită boală cronică de mâine. Consumați gelul de aloe în fiecare zi și o să vedeți de ce este foarte important acest lucru. Deci consumul de produse, care mă ajută să fiu sănătos, cea mai importantă investiție, o fac în sănătatea mea. Pentru că dacă voi fi sănătos, voi fi și puternic. Și dacă ești puternic, poți să fii și bogat. Nu? Toate se leagă. Totul pornește de la sănătate. După ce ați văzut că produsele într-adevăr merită consumate, au avut efecte și v-au transformat viața, este normal să dai informația mai departe. Să începi să vorbești, să deschizi magazinul. Magazinul nostru este gurița noastră. Da? Cu cât timp va fi mai mult deschis acest magazin, cu atât vom avea mai multe roade. Îl ținem închis puțin, 5 minute sau o oră pe zi. Normal că vom da faliment. Da? Deci cu cât vorbești mai mult în această activitate, cu atât ești plătit mai bine. Și oricum noi vorbim. Și de multe ori vorbim pe gratis, vorbim numai prostii. Da? Sau vorbim ce face ăla și comentăm meciul sau politica. Aici vorbești de ceva care îți aduce bani. Și dacă știi cum să vorbești și la cursurile de inspire noi învățăm cum să vorbim, cum să transmitem informația pentru a avea impact, pentru a avea efect asupra celor care vorbim, vom avea și roade. Și al treilea lucru pe care trebuie să-l faceți, după ce ați consumat produsele, după ce ați început să vorbiți, să transmiteți mai departe experiența pe care ați avut-o, trebuie să descoperiți oamenii care sunt pe aceeași undă cu dumneavoastră, care sunt receptivi. Nu vă supărați pe cei care nu reacționează, care nu înțeleg, care sunt posăci, depresivi, pesimiști, cărcotași. Pur și simplu nu le intri în voie, n-ai cum să-i ajuți. Da? Lăsați-i în pace să se plângă, că lor așa le place să se plângă. Lăsați-i în pace. Dar nu acceptă soluția dumneavoastră. Poate au alte variante. E ok. Dar de cei care cu adevărat sunt deschiși, ocupați-vă într-un mod special și înscrieți-i în echipa dumneavoastră. Forever Living. Șansa de a face parte dintr-o echipă de oameni valoroși. Totul este posibil atunci când îți dorești cu adevărat și lupți cu ardoare pentru visul tău.